Hristos a înviat! Hristos a înviat, oameni frumoși și oameni dragi! Bine v-am regăsit! Într-o nouă ediție, așa specială de Paște, în care vom face un joculeț interesant, dar rămâneți alături de noi pentru că avem și o surpriză pregătită pentru mai târziu. Pălaciur! Nu știu, Ștefan, nu știu, să aștepte oamenii să vadă. Cred că nici tu nu știi. De-abia am ajuns. E o surpriză și pentru Ștefan. Tot timpul că... pentru mine aveți surprize și mai ales și pentru voi cei de acasă. Practic, și eu și voi rămânem la fel de surprinși. Nu știu cum să face că doar Bianca știe ce surpriză să... O să vă placă ceea ce se va întâmpla astăzi pentru că sărbătorim. Sperăm că și dumneavoastră sunteți bine acolo acasă. Ați mâncat. Dar ce sărbătorim? Ați ciocnit o... Ștefan, e Paștele! Decor, masă... Am înțeles! Vedeți și bucatele noastre! Am primit o grămadă de lucruri! Foarte vască, frumos! Cozonac, ouă, chiar și aranjamente speciale de Paște! Din lemn! Și din, din lemn paie! Și din paie, dar aranjat frumos de la atelier! Foarte super. Frumos, foarte frumos! Și, bineînțeles, o mică degustare de... Ouăle roșii, frumos, elegant! Lasă ouăle roșii un pic mai încoace! Ah, vinul, ia să vedem! E ok? Parfumul... ia să vedem. Mă bucur că îți place, Ștefan, special pentru tine l-am adus. Ți-ai schimbat și freza, după cum văd. Haine noi de sărbători. Da, deci vinul merge. Excelent. Merge la un grătar. Dar n-avem grătar, astăzi avem doar ouă. Da. Și provocarea de azi va fi despre ouă. Da. Roșii de Paște. Am înțeles. Și trebuie să le mâncăm pe toate. De mâncat nu prea indica să mânci atât de multe ouă, dar... E, ce poți să faci? Să... O indigestie, în rest nu eu se poate întâmpla să... nimic mai rău. Dar ideea este ce surpriză vorbeai. Mai durează puțin. Întâi trebuie să ne ocupăm de ce avem aici pe masă. Și nu mă refer la mâncat, la joc. Avem de făcută provocare, dar avem și câteva surprize puțin mai încolo. Ouleți avem, cozonac... Pască, în mod special, lipsește clasica salată de bœuf. Nu avem, din păcate. Din păcate, clasica salată de bœuf ne lipsește în această... Suntem la dietă. Da, fără maioneză, fără... Suntem la dietă și de da, dar putea să ne aducă niște mazăle. Ștefan, mi-am văzut. Dar dacă vrei, putem să ciocnim un nou, ce zici? Hai să începem să ciocnim un nou. Păi nu, că tu ai pus ochii pe ăla, ți-l ție pe acela. Alege pe care vrei tu. L-ai luat pe ăla de lemn. Ei de lemn. Ia dă-ți în cap să văd că nu-i de lemn. Eu nu cred că mă asculti așa de mereu. Hai, auzi? Fii atentă, încearcă să ții mai de jos puțin, că mai ai puțin, îl acoperi definitiv. Haide. Și mie că îi faci așa. Hai. Merge? Hai. Hristos a înviat. Adevărat. Invers. Adevărat că... Dubla 2. Revenim după publicitate. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, mamă. Hei! Nu, de ce ai dat cu degetele? Nu știu ce ai tu nou ăla, dar mă doare, eu am testat ou. Haide! Ai ceva nou. Hai, nu mai nimic. S-a crăpat. Câștigătorul. Păi da, dar e rândul tu acum, fund în fund. Hai. Dar de ce l-acoperi pe tot? Păi așa ai ținut și tu. Dă un pic de spațiu. Mai dă-i. Hai că e cu fund. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu! Ia, nu știu cum vorbim. Haide. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ia mâna. Păi da, dar n-ai dat cu fundul. Are you sure about that? Așa, și acum trebuie să-l pap ăsta? Nu. Provocarea va fi cine decozește mai repede ouăle. Te rog. Hai, să începem. Vrei să decizi sau să mergi? Și una și alta. Și una și alta. Hai. Asta o să-l păstrez. Ia dă puțin ouă tău. Ia dă puțin ouă tău. Că-s tare cu... Hai să-i luăm alt ou. A, dai cu el de masă? Nu știu dacă e ok. Nu știu. Nu știu. Păi curăța frumos. Ce ai făcut? L-ai zis că ești brâncuș. Fii atent. Op, i-am rupt pielița frumos odată, elegant. Bam, 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 haide. Ce rău e, nu?
Știi care e partea nasoală? Ele s-au și răcit. Și a apucat să se... Da. Și a apucat să se întărească, știi? E gata. Unu. Nu. Unu. Îl arătăm și noi în partea aia unde... Mai ok, arătăm și tu. Ai, dacă ai vreo parte care e mai ok. În rest, stăm foarte bine la curățat ouălelor. Da, nu putem să-l și mâncăm acum, dacă tot... Da, ești liber. Adică îmi stă așa... Ești liber. N-ai sare, n-ai piper, n-ai... Dar ce foamea mediu. Sunt eu sare și piper. Ca de fiecare dată, Bianca. Ștefan, ți-am spus că avem o surpriză. Mai multe surprize. Ia. Una dintre ele va veni chiar acum. Ia să vedem. Bună, dragii mei, v-am adus lumină, uite, așa, ca să vă lumineze studioul. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. A înviat. O punem aici pe masă. Mulțumim. Să ne lumineze masa. Vă pup. Doamne ajută. Te pupăm și noi, mulțumim. Și mai avem încă două surprize. Hristos a înviat. Adevărat. Nu mai să revin în emisiune. Mulțumesc, uite cine are grijă de mine, colegul meu de la știri. Eu a zice altceva, să vede cine spritzar de meserie. Da. Am văzut noi în avion. Da, eu umblu cu vinul după mine ca să fiu sigur că am ce să beau. Da, ca bolnavi cu perfuzie. Ca să înțelegi unde mă pun, oriunde mă pun, n-am loc pe masă să-mi țin paharul, de-aia îl țin întotdeauna mă. E, și dacă aveai loc pe masă, tot urmă îl țineai. Dar ce masă bogată aveți aici, ia uite. Da. Și vrem și noi câte o nouă de asta am să făcut... ciocnim. Păi hai, haide să vă rog. Ia stai să căutăm. Stați așa să scot și eu. Hai, gata, ai luat? Înainte să ciocnim ouăle, eu vreau pe ăla care se sparge mai repede, că mie mi-e foame. Nu e singurul. Nimic. Haideți să facem de acolo. Și noi întâi un păhărel de vin, că mie un pic de sete. Da, chiar te rog. Hai să ciocnim, să punem ouă. Ciocnim și păhărelul de vin. Sănătate. Dragi colegi, sănătate. Tot așa să ne găsească. Cristi, ce faci? Ai rămas doar. Cristi, doarme un pic. Sănătate. Bună dimineața. Nu, dar Cristo s-a paștele și săracul eu. Așa să aveți parte și dumneavoastră acasă. Super. Foarte bun vin. Nu, eu vreau să facem un cioc. Cristi, cioc, cioc. Eu și tot așa. Și o să vă arăt o schemă de desfăcut ou. Sper să n-ar. Hai, Cristi. Practic, doamnelor și domnilor, în platoul nostru la Wow Biz se desfășoară în direct campionatul național de spart o viteză. Începem cu, în colțul roșu, Cristi Comănici, iar în colțul albastru, Sorin Pușcașu. 3, 2, 1, box! Hristos a înviat! Dar erai... Practic! Deci ou, tot eu dau. Da. Practic l-a făcut knockout Sorin cu lovitură de taekwondo. Și vine acum partea a doua. Partea a doua. Mergem mai departe. Sorin Pușcașu avansează către Bianca Comănici, intrând pe flancul drept. Hristos a înviat! Vrate, de la ce etaj? Știam. S-a desuflat, doamnelor, s-a rupt și ou. Iată, doamnelor și domnilor, că Sorin pierde după primul tur de calificări. Ca România! Și îi urăm poftă bună. Ia să vedem mai departe, pe mine m-ai bătut. Hai. O bătut un stai că nu știu care e fundul. Păi nu știu, întoarce-l cu fundul la tine și vezi dacă îți zice ceva. Hai, Bibi. Iată că Bianca avansează mai departe către colega noastră Cornelia Ionescu. Sunt și finală. Iată, Hristos doamnelor și domnilor. Adevărat a înviat. Bravo, Bibi. The winner is mine. Mă, ce ou ai tu acum? Nu știu, cred că astea sunt... Sigur are ceva. La ținută de trebuie. Bra. Ăla din lemn. Și iată, doamnelor și domnilor, că finala este... E potârnic e ăla. Eu am pierdut din prima manjă. Pasă, așa face întreabă. Eu o să mai am curaj. Bibi câștigătoarea, felicitări. Da, tete că nu i-am fi văzut că ai scuțit altceva. Putem să mai degustăm și altceva, eu v-am zis, eu am venit când era foame. Tu de-aia ai venit sare ceva la ouăle astea? Ai venit să-i vezi tu pe oamenii ăștia, ce frumos. Ba da, nu, uite, am venit pentru că e prima oară când... Uite ce frumoasă e Bianca în verdele ăsta, este senzațional, ce elegant este și Ștefan. La fel și Cristian, de cu gura plină, el nu mai poate să mai spune. Cristian, două cuvinte să ne spui și nouă. Într-un moment nepotrivit. Cum te simți? Vă traduc eu. Este paralel cu drumul care bate către încolo? Suceava și vine înapoi către și Arad. Lui. Și cum te uiți, bate așa, atât, până am mai zis. Nu
ok, bate ok. Cum te uiți, bate ok. Da. Deci se poate, vedeți, se poate și în cazul meu. E bună voi, suntem fericiți. Așa și tu. Păi, dar sărbătorim în familie. Așa mi se pare normal. Da, și cu oamenii de acasă, pentru că am mai spus treaba asta. Wow news. Da, am mai spus treaba asta. Oamenii sunt alături de noi de câteva sărbători încoace și petrec alături de noi sărbătorile, așa că Paște fericit tuturor. Da, eu și pe gara cu ou ceva au făcut. Nu da, vă simțim da, ca la noi aici, ca la noi la masă. Și pentru că sunt o colegă minunată. Mi ofer prima farfurie de pască la această masă. Dar nu știu ce conține. Stafide. Așa. Brânză. Și aia verde. Brânză. Aia verde. Brânză cu mucegai. E brânză franțuzească cu mucegai. Ore v-au plăcut? Adică noi aici, practic, servim ceva specific românesc și puțin franțuzesc. Și Bianca. Ce? Are așa un aer parizian și ți-a pus așa puțin de brânză franțuzească. Sincer, dacă era... Nu, dacă era... Sincer, dacă era parizian, cred că spuneam nu acolo tișorul ăsta, vezi? Da, ca să fie... Parizian, pune și niște muștar acolo când merge. Da, să nu veniți cu prețul din Franța. Da. Păi nu, că e pască de la 5 stele Michelin. Nu plătesc. Nu mănânc. Merită. Mai ales că dacă ți le-a oferit Bianca. Dar pot să spun că Bianca gătește foarte bine. De unde știi? Știu, am mâncat niște biscuiți făcuți de ea. Senzațional. Mereu îi spun să mai îmi fac. Deci după această emisie, cei care mergeți spre Ploiești cu trenul, evitați vagonul în care va lua Sorin, pentru că acest nu se știe. O să miroasă Ștefan, de două fiertea. Haideți să fim mai buni. Ia o gură de vin că ți s-a uscat. Bă, chiar ți-a rămas sau un cerul gurii. Acum am și mai bei? Că mi-a rămas cam mult, deci. Revenim. Cât de bine îl cunosc pe Sorin. Da. Acum poate să se exprime liber. Da, acum că s-a născut bebele nostru, începe să simțim sărbătorile astea. Am început să le simțim chiar de anul trecut, când Laura era gravidă și am petrecut Crăciunul împreună și am avut alt sentiment. Iar acum sper să simt bucuria aia pe care o aveam când eram copil. Eu am văzut că duminica de Fluvii ai fost alături de familie. Da. Și vreau să-mi spui cum a fost prima masă în oraș cu băiatul tău. Adică îți dai seama ce senzație să ești alături de familie. Ai vrea să fii și tu în locul lui. Da, mi-aș dori să fiu și eu în locul lui, dar la mine e puțin mai complicat. Probabil că, timpul va decide. Îți iei calul, ai doar potcoava momentan. Bine, tu nici pe aia. Eu sunt curios, din partea Cornelia, am o curiositate la Cornelia, cât mai are ea răbdare să meargă cu nepotul ei weekend de weekend la fiecare meci? Păi să știi că nu e o răbdare, e o plăcere. Pentru mine, eu am spus, Vladimir este băiețelul meu, îl consider copilul meu, nu sunt mama naturală, însă sunt acel om care l-a îndrumat de mine. Mama spirituală. Da, și mă bucur și am luat toate cadourile din lume și el mi-a luat un cadou mie astăzi, pentru că astăzi este o zi specială pentru mine. Eu m-am născut în Săptămâna Mare. Și astăzi așa s-au aliniat astrele să fie chiar ziua mea de naștere și să servesc cu voi această zi specială și cu oamenii de acasă. Uitați cum ne strică surpriza ce aveam pentru... Nu știu, eu dar aveai vreo surpriză pentru mine? Haideți să ciocnim așa pentru... Dacă am ciocnit pentru Paște, acum ciocnim pentru Cornelia. Și în cinstea Cornelia. De-aia sunt eu așa luminată. Multă sănătate. Fericire. Fericire. Mulțumesc. Și tot ce-ți dorești. Și sper ca toți oamenii să fie la fel de fericiți ca și mine, fiindcă eu am niște colegi foarte frumoși, din toate punctele de vedere. Și îmi sunt dragi cu toți. Ia uite la tine. Îți mulțumim, dar dacă pe viitor te-ai gândit să te sete rău. La terminat și-a băut. A făcut semn ca să înțeleagă lumea. Eu Doamne. Trebuie să fii prudent. Dacă ai de gând să ne chem la o onomastica ta, pe mine și pe Sorin... încearcă să... Păi plecăm de aici, cum? Asta vreau să spun. Încearcă să găsești o scuză în asta cât mai puțin. Cine? Eu sau... Nu, pentru noi. Pentru noi. Dar nu, voi stați până dimineața. Sau până cealaltă dimineață. Ai resurse suficiente? Dacă vrei, așa trebuie să faci o colaborare cu... Te gândești bine că... Am încheiat un contract cu...
Cu domeniile Tohan? Cu niște domenii, așa. O am pe Bibi lângă mine, rezistentă, mă... Da, da, avem facem petrecere, unu, doi, pe... trei, deja trei periculoși. Și tu iei pauză sau ce? Dar luăm taxiul, ce să fac? Până una alta, dacă vine vorba de taxiul, lăsăm mașinile aici, noi dăm drumul la petrecere. Sayonara. Și vă dorim... Un Paște fericit. Paște fericit tuturor. Hristos a înviat. Hristos a înviat.